Acesta este menhirul de la ziguratul de la Monte Dacodi. Are 4 metri și 6 tone. Și acum o să facem roată. Să vedem ce mai găsim pe aici. Așa arată el roată. De fapt, ceea ce vedem noi astăzi nu este forma cea mai veche a ziguratului. Acesta era mai mic. În vârf avea un altar construit din lemn, o căbănuță din lemn în care era altarul. Iar după vreo 1000-2000 de ani de folosință, au construit un zigurat și mai mare deasupra. L-au înglobat pe cel mai mic și l-au construit deasupra. În toată această zonă sunt căsuțe, unde au locuit oamenii preistorici. Epoca bronzului, este vorba de epoca bronzului. Și uitați aici, o altă zonă sacră este în spatele ziguratului, în spatele rampei. Rampa are 20 de metri fix. Iar aici este o altă zonă în care se aduceau ofrande, un alt simbol sacru. Așa arată el. Hai să-l vedem. Și acesta este din granit roz. Este o femeie cu sâni. Are sâni aici, mânuțele și o centură, așa zic ei. Asta e din fotografie. Iar pe spate e continuarea mânuțelor și a centurii. Și aici probabil capul. Iar aici se aduceau ofrandele. Ofrandele sunt de fapt scoici. Toată zona este plină de scoici. În aceste două gropițe, vedeți, se pun ofrande pentru zeița mamă. Am să pun și eu una. Uite, am găsit aici pe jos o scoică și am să aduc și eu o ofrandă zeiței mamă. Vă mai arăt mai încolo.